Atelierul desfășurat face parte dintr-un proiect de educație muzeală ce se adresează copiilor din clasele primare și gimnaziale care doresc să călătorească în timp pentru a cunoaște istoria scrisului și a instrumentelor de scris și care sunt curioși să încerce scrierea din documente medievale și să-și îmbunătățească îndemânarea caligrafică. Astfel, copiii de la clasa a patra de la școala gimnazială Oprea Iurculescu au realizat semne grafice utilizând ustensile de scris pe care le foloseau strămoșii noștri. A fost frumoasă activitatea de astăzi. Aici mi-a scris numele Alice și aici a scris Te iubesc, mami. Și aici mi-a scris numele în alfabetul egiptean, aici e chirilic românesc. Este foarte frumos și îmi place. Scriem egiptean și chirilic. Este un pic cam greus, dar ne descurcăm. Aici am scris chestie faină, îmi place și vreau să învăț mai multe din chirilic și egiptean. Vizitatorii au primit informații despre istoria și evoluția scrierii, respectiv a instrumentelor de scris. La celălalt alfabet, și anume alfabetul cuneiform, alfabetul latin în transcriere cuneiformă seamănă cu un grup de triunghiuri. Da? La litera A sunt două triunghiuri care sunt așezate unul lângă celălalt. La litera B, în partea superioară, avem două triunghiuri, în partea inferioară avem la fel două triunghiuri. La litera C sunt două triunghiuri așezate în poziția orizontală. La litera D, trei triunghiuri în partea superioară, trei triunghiuri în partea inferioară. La litera E avem trei triunghiuri așezate pe verticală. Scrierea aceasta a paleografiei a fost folosită foarte mult timp în țările române, începând din secolul al X-lea până în secolul 20 aproape, la jumătatea secolului 19, atunci când avem scriere de tranziție. Și mai apoi trecem din 1866 în mod oficial la alfabetul latin. Elevii au avut posibilitatea să folosească tiparnița pentru a imprima textul scrisorii boierului Neacșu din Câmpul Lung, prima scriere în limba română scrisă cu caractere chirilice. Tiparnița are rolul de a tipări un grup de documente într-un timp mult mai rapid. Noi o să așezăm peste matrița scrisorii boierului Neacșu o coală A4 de hârtie, după care închidem aici și prin presare cerneala va fi distribuită uniform peste matriță, iar documentul se va imprima pe coala A4. Strămoșii noștri, acum 400 de ani, când tipăreau documente din acestea, se străduiau să le realizeze cât mai exact. Uitați, și-a ieșit un document foarte frumos. Activitatea de astăzi a constat în primul rând în informații despre prezentarea unor informații despre istoria scrierii, iar partea aplicativă a acestei activități a constat în realizarea unui material folosind instrumentele de scris tipice epocilor antică, respectiv medievală, și anume pana. De asemenea, vor folosi penița, iar nici instrumentele moderne nu au fost uitate. Avem prezent aici o mașină de scris la care copiii pot învăța să scrie și să utilizeze acest dispozitiv. Pentru dezvoltarea informațiilor despre scrierea chirilică românească, avem prezentă și o tiparniță la care se pot tipări exemplare ale scrisorii boierului Neacșu din Câmpul Lung către județele Brașovului Hanăș Begner, scriere realizată în anul 1521, fiind prima scriere chirilică românească care s-a păstrat până în prezent în întregime. Scopul acestui program de educație muzeală este promovarea patrimoniului cultural deținut de Muzeul Municipal Câmpul Lung, în special a colecției de documente istorice.